Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. A venit vremea să pornim ATV-ul, nu l-am mai pornit de aproape 2 luni. Uitați ce e pe el, e plin de polen. Se observă, uitați ce e pe el, sper că se vede. Nu știu dacă discurile au ruginit, dar cred că sunt ok. Asta, LED barul ăsta a făcut în el condens. Să bag cheia în contact prima dată. Să vedem dacă mai are baterie, dacă pornește. Punem aici și am luat și un șervețel umed să șterge un pic opa și asta. Mama, ce-i pe el? Ia uite. Sunt tare curios eu dacă mai are baterie. Știu că era pe ducă. Deci este bateria originală a ATV-ului de când l-am luat. Are atâția ani și tot a ținut super, super bine. Să șterg un pic și astea. Și bordul. De fapt, hai să încerc să-l pornesc mai bine, că poate nu pornește. Punem contactul. Văd că s-a aprins contactul. Hai să mai pun o dată contactul să-și tragă benzina. Ținem frâna și îi dăm. Mama, a pornit la sfert, ești nebun. Fără niciun fel de problemă. Îl lăsăm un pic să încălzească, nu-l accelerăm cât e rece. Așa vă sugerez și vouă să o faceți. Ia uitați cum am făcut pânze pe aici de 2 luni de zile nemișcat. L-a luat și rugina. O să mă apuc să-l gresesc ca lumea să-l curăț. Uite ce e aici. Și o să-l scoatem un pic pe stradă aici. Nu avem voie să ieșim foarte departe. Știți situația asta, după 15 mai o să postez. Păi sincer, credeam că nu o să mai aibă baterie. Deja pregătisem redresorul. Dar iată că a pornit-o. Uite, astea cam... Sunt ok. Ce dor mi-a fost de ursulețul meu. Uite, sare polenul de pe el. Și hai să-l scoatem din curte. Faci ce are, mă? Gata. Asta e un mic ATV vlog, așa. Că toți mi-a scris să ies cu ATV-ul, așa că de dragul vostru o fac. O să dăm o mică tură pe aici, pe străduța asta. Văd că merge ok. Nu are niciun zgomot ciudat. Cauciucurile sunt foarte desuflate. Mamă, ce dor mi-a fost, frate, de ATV, ești nebun? Lăsați un like acolo dacă vă place acest clip și vreți să mai facem. Să mergem și până în capătul străzii. Este super mișto vremea afară, sunt vreo 22 de grade aici la Bușteni, la munte. Și e super, super ok. Ce ai, frate, mi-a fost super dor. Ia frâne, merg și frânele. E totul funcțional. Totul funcționește. Abia aștept să ieșim cu ATV-ul după 15 mai să facem niște ATV vloguri. Hai să-i dăm și un pic mai tare. O plănicică.
foarte, foarte fain. Deci aș ieși în pădure acum de mor, frate, jur. Am un chef, mamă. Mă sui și eu pe bordurile astea un pic. Da. Ține, mă, ce ai? Ca aia ține orice, suiet. Mi-era dor de zvâcul ăsta la TV. Sper să nu deranjez prea rău vecinii pe aici. Cam atât am putut să filmez în clipul ăsta, din păcate nu pot ieși în pădure. Adică pot, da, nu vreau să mă risc să fac, să-mi fac alte probleme. Ce m-am speriat, frate, de mașina asta, să mă bată mama. Am zis să-l scot așa un pic, că foarte mulți mi-a scris. Ești pe ATV-ul, pornește-l. Nu l-am mai pornit de nu știu câte luni. Iată că l-am pornit și merge foarte, foarte bine. Nu mă așteptam, sincer, să pornească așa bine. Să mai filmăm și cu Meganul destul de curând, o să facem clipuri foarte mișto. Gata, îl băgăm în curte. Lo poate intra un Megan. Poate îi trăgeam una. Cum era? Și cam asta a fost tot clipul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canal, să-mi dați un follow pe Instagram. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa! Vrei să te dai și tu? Nu? Hai, mai mă duc o dată încolo și mergem. Ha? Da.